This e Evolution. Salutare prieteni, numele meu este Mihai de la Licea Evolution și astăzi o să vă prezint și vom testa împreună un kit complet pentru curățarea și întreținerea pielii din mașină. Și haideți să vedem ce conține un kit complet. Avem aici versiunea soft. Okay. Avem odată două lavete, una o vom folosi pentru aplicarea produsului de curățare în sine și alta o vom folosi pentru aplicarea balsamului. Avem un set de mânuși pentru a ne proteja mâinile și soluția pentru curățare în sine. După cum vă ziceam, aici avem versiunea soft, însă acest kit este disponibil și în versiunea strong. Da? Avem aici și un alt spumant versiune strong. Mai departe, în cutie, mai avem și balsamul, care îl vom aplica imediat după ce vom curăța tapiseria, și pielea, cu ajutorul căreia vom aplica pe scaun soluția de curățare a pielii. Acest kit, după cum ați văzut mai devreme, conține soluția de curățare. Avem versiune de 200 de ml, însă această soluție se mai găsește și o puteți achiziționa de pe site-ul nostru de pe liceaevolution.ro și la un volum mai mare. Ca de exemplu avem versiunea de 1 litru, însă când achiziționați acel recipient, va trebui să achiziționați separat și acest spumant. Da? Acest recipient mic de 200 de ml, cu ajutorul căruia veți genera, să zic așa, spuma care o veți aplica pe piere și după aia veți curăța scaunul vostru. Ok, în continuare, haideți să dăm camera mai aproape și o să începem curățarea propriu-zisă. Da? După cum ziceam, avem versiune soft și versiune strong. Cred că partea de sus o vom face cu versiune soft, de desubt o vom face cu strong. Am marcat și mijlocul scaunului pentru ca imediat după ce vom termina procesul de curățare să vedeți voi diferențele. Deci, haideți să trecem la treabă. Ok. Acum am dat camera mai aproape și o să filmăm în sine procesul de curățare a pielei. După cum vă ziceam, avem versiunea soft care o vom aplica pe spătar. Și să începem. În primul rând, înainte de a începe lucrul cu această soluție, trebuie să agităm bine, da? După ce am agitat-o, aplicăm frumos pe perie. Ok. Și începem procesul în sine. Aplicăm direct pe piele și prin mișcări rotative, prin mișcări sus-jos, curățăm atent, curățăm pielea, da? Mai aplicăm soluție, deci atâta cât credem noi că este necesar pentru ca să obținem procesul dorit. În momentul în care, după ce ștergeți pielea și credeți că nu este suficient de curățată, puteți repeta acest procedeu fără absolut nicio problemă. Ok. Și haideți să vedem acum ce rezultat am obținut. Să vedem cum s-a curățat. Aici în partea de sus cu versiune soft și după aia cu versiunea strong. Da? Partea bună e că acest kit conține și balsamul de tratament al pielii după ce facem curățarea în sine pentru a-i oferi pielii elasticitate. Și e foarte fain că după ce tratăm și cu balsam avem o senzație foarte moale, să zic așa, la atingere. Este destul de plăcut, o să vedeți și voi rezultatul după ce veți aplica. Toate aceste soluții, ca de exemplu soluția de curățare, spumantul și balsamul, se pot achiziționa și separat, la fel pe liceaevolution.ro. Nu e neapărat să cumpărați un kit, dar partea faină este că la achiziționarea unui kit complet aveți absolut toate sculele necesare pentru a fi pregătit de curățare, să nu mai căutați, să nu mai cumpărați ceva în plus. Ok, deci după ce am dat cu spumă, doar ștergem suprafața care am curățat-o și cam atât. În principiu ăsta este procedeul de curățare. Acum o să trecem să curățăm și șezutul. Vom folosi de data asta versiune strong și o să vedem exact ce se întâmplă și care sunt diferențele. La fel, ca și prima dată, agităm recipientul pentru a obține un rezultat final și o performanță pe măsură a acestui produs. Am aplicat pe piere și
și trecăm prin mișcări rotative. Ok. Sus, jos, cum credeți voi că este, că este mai ok, în așa mod în care să, să curățăm destul de bine pielea. Am aplicat o dată, ștergem. Ok, și repetăm acest procedeu pentru toate părțile scaunului. Am ales o piele de această culoare încât să observați cât mai clar diferența dintre înaintea procedeului și imediat după, după ce ați curățat, să vedeți efectul în sine. Ok. Ștergem. Mai avem o mică bucățică aici, pernuța. Și după asta vom aplica și balsamul. Noi, dacă vă uitați pe clipurile noastre de pe YouTube și de pe Facebook, o să vedeți că am mai făcut această chestie și pe un interior de la fel de piele, doar că era pe culoare neagră. Nu știu exact dacă se vede acolo diferența pe cameră, dar vizual, clar, este o diferență, după cum ziceam, și, și la vedere, dar și la simț. Pielea este mult mai moale, este plăcută la atingere, e o diferență vizibilă între pielea dinaintea curățării și după procesul de curățare. Ok. Am curățat și partea de șezut, partea de jos. După cum ziceam, am folosit versiunea Strong. Iar după ce am curățat, o să aplic și balsamul pentru întreținerea pielii, Leader Conditioner, da? Îl vom aplica la fel cu ajutorul lavetei. După cum ziceam, toate lavetele le primiți în set. Una o folosim pentru curățare, o altă lavetă o folosim pentru aplicarea balsamului. În acest sens, îl scoatem căpăcelul, este de componență lichidă. Ok. Aplicăm pe lavetă, nu foarte mult, și ștergem. Așa. Ștergem în așa mod în care să acoperim toată suprafața, să ne asigurăm că se imbibă peste tot produsul. Da. Ok, vom face chestia asta și pentru șezut. La fel ca și soluția de curățare de piele, acest balsam este disponibil și la cantități mai mari. Toate cantitățile și toate prețurile le puteți vedea pe site-ul nostru pe dceevolution.ro. Toate produsele care le avem acolo se livrează din stoc în 24 până în 48 de ore prin curier rapid. Doar trebuie să ne scrieți, să ne sunați, să ne comentați acest clip și noi o să vă răspundem cu mare drag. Ok. După ce am aplicat și balsamul, haideți să scoatem acest delimitator, să vedem exact care este diferența dintre suprafața curățată și suprafața care a rămas netratată. Ok. Haideți să scoatem și să vedem împreună. Ok. Sper că pe filmare la fel se vede diferența. Oricum vom atașa și poze cu partea stângă și partea dreaptă a scaunului. Se vede și voi exact diferențele, dar eu cred că rezultatul este pe măsură. După cum ați văzut, am aplicat o singură dată acest produs și nu am făcut chestia asta, nu am insistat foarte mult, a durat destul de rapid. Iar pentru un efect cât mai vizibil și pentru o curățare 100%, puteți să repetați chestia asta sau să frecați de mai multe ori. Ok, am avut acum în prezentare un kit complet de curățare și întreținere a pielii pentru mașină, versiune soft, care am aplicat-o pe partea de sus, și versiune strong, care am aplicat-o în partea de jos. Găsiți acest produs pe dceevolution.ro, la fel ca și multe alte produse în categoria de cosmetică și detailing auto. Dacă aveți întrebări, nu uitați să ne sunați la 0787522388, intrați pe site-ul nostru pe dceevolution.ro, lăsați-ne comentarii la acest clip și noi o să vă răspundem cu mare drag. Cam atât a fost pentru astăzi, prieteni, vă salutăm și ne vedem într-o altă zi cu un alt clip. Salutări tuturor, pa, pa!